Un nou an, o nouă zi, o nouă săptămână, un nou început pentru unul fiecare în 2024. Am avut bucuria în această zi de 2 ianuarie să fiu pe Valea Someșului. Cu bucurie am privit la o armată de tineri în satul Nepos și comuna Feldru. A fost o mare bucurie pentru mine să văd în jur de 1000 de tineri adunați în jurul Cuvântului Dumnezeu ca să învețe să știe cum să trăiască de mâine încolo. Dumnezeu să binecuvinteze pe unul fiecare care astăzi a auzit cuvântul pe Valea Someșului și de mâine să pună în practică. Este o armată puternică, o armată care poate să lucreze de mâine pentru Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de tineri puternici, are nevoie de tine și de mine, de unul fiecare, ca să ne implicăm în lucrarea Lui. Lucrarea Lui este măreață și are nevoie de unul fiecare. Vrei să fii și tu acela care să fii chemat de Dumnezeu în lucrarea Lui? Implică-te, este nevoie de tine. Dumnezeu caută un om, spune în Sfânta Scriptură, caută un om să-l pun în spărtură, să ridice un zid din cetate. Vrei să fii tu tânărul acela care să fie în cetate, un zid care să poată să fie citit de toți oamenii? Noi în fiecare zi umblăm și scriem o carte și vrem ca cartea noastră să poată fi citită de unul fiecare când noi vom trece. Dar mai este un lucru, în fiecare zi noi dăm un examen și examenul acesta nu știm dacă îl trecem sau nu îl trecem. Diferența e că nu știm să ne pregătim și examenul trebuie să-l trecem, dar nu putem să-l trecem dacă Dumnezeu nu ne ajută. Așa că mă rog lui Dumnezeu ca generația nouă de pe Valea Someșului și nu numai, din întreg județul și din țară și de peste hotare, Dumnezeu să pună lumină, înțelepciune și dragoste ca să-L slujească pe El. Cu El vom birui, cu El vom fi fericiți, fără El va fi totul zadarnic. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți!